Polițiștii de frontieră din Sighetul Marmației au descoperit și au confiscat peste 44.000 de pachete cu țigări la granița nordică a țării. Doi cetățeni ucrainieni și 4 cetățeni români au încercat să introducă ilegal în țară marfă în valoare de aproape 400.000 de lei. În ultimele 24 de ore, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației, s-au desfășurat mai multe acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucrainiană în zona de responsabilitate. O parte din marfă a fost descoperită în decursul zilei de joi, când un echipaj din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș a oprit la control o autoutilitară înmatriculată în Ucraina, care transporta corpuri de mobilier. După controlul efectuat, s-a descoperit faptul că în locuri special amenajate în spatele mobilei erau ascunse țigările de contrabandă. În cadrul aceleiași acțiuni, echipajul Poliției de Frontieră a descoperit 230 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană într-un autoturism pe raza localității Crăciunești. De asemenea, lucrătorii punctului de frontieră Sarasău au descoperit 6.000 de pachete cu țigări în portbagajul unui autoturism condus de un tânăr de 21 de ani pe raza localității Sighetul Marmației.